ce gătim astăzi? Ce o să facem astăzi? O să facem un somon infuzat cu coniac și lângă el, bineînțeles, avem și o garnitură. O să facem o dulceață trio de ardei. Sună foarte bine, dar de ce ai nevoie? O să-ți spună Lucreția. Să știi că ai nevoie astăzi pentru această dulceață trio. Da, da, da. E o bucată de file de somon. Un ardei gras roșu. Avem, Lucreția, nu te mai duc vista, că avem de toate. Un ardei gras verde, că nu le văd, le văd. Un ardei gras galben, un ardei gras mov, un ardei gras hopichec și o ceapă roșie mică, două linguri de unt, două lingurițe de miere, chiar 100 ml de vin îți trebuie. Lucreția are 250 ml de sticlaia. Așa, deci 100 îi trebuie numai. 200 de ml de smântână dulce, sos sweet chili și sare și piper după gust. Bun, cu ce începem? Cu ce începem? Prima dată o să infuzăm puțin somonul. No, acei mămniram, ce cu siringa aia? Care? Dar n-ai crezut că îți bagă direct coniacul la sursă, Lucreție? Să știți că acul este steril, ce l-am desfăcut. O să ce, numai punem că ce mi-a scuză din vene? Coniac? Ieștiem, de dă, bagă direct aici. Da, se poate băga direct în vene și... Lucreția! Și începem să infuzăm somonul. Piper, cam câți mililitri de coniac ai folosit pentru... 10 ml. Așa. Îi dăm sare și piper. Dar Lucreția, ce-ar fi să lăsăm să se desfășoare? Că mă duc eu aici. Așa, du-te tu la chivete, că acolo e locul tău. Poate faci o băiță. Nu dăm jos pielea de pe somon. Nu dăm vedeți, jos asta pielea vă spun și eu, că se face crocantă și foarte, foarte bună la... Prima dată trebuie să dăm drumul la cuptor, dar din păcate nu știu să folosesc cuptorul tău. Spune-mi tu la cât și dau eu drumul. La 180 Spune-mi de grade, te rog frumos. Lucreție drumul. Punem puțin ulei de măsline. Eu sunt responsabilă cu darea focului. Dispozitivul de darea focului. Așa, așteptăm puțin să se... încălzească tigaia. Până se încălzește tigaia, eu zic să pregătim dulceața de ardei. Așa. Și atunci luăm ardeiul roșu. Luăm ardeiul roșu și el e verde. Un pic daltonist, dar n-am. Nu, că nu am probleme. Nu, ne plac invitații foarte joviale, așa cum aș știa că-s daltonist, ce mai contează. Nu am probleme cu așa ceva. Și tăiem. Cubulețe, cum spune. Cubulețe, da? Puțin mai mari. Acum punem somonul. Somonul sărintat. Cu pielea în jos. Asta se... Poți să te întreb ceva? Ce avem noi aici? Avem petale de trandafir. Ce drăguț! O să le folosim la un moment dat. Dar nu se le folosești pe toate, nu? Nu. Adică restul ai putea să mi le dai mie, de exemplu. Ți le las ție, cu drag. Cam câte minute trebuie să stea somonul? 5 minute pe o parte, 5 minute pe cealaltă și 8 minute, 6-8 minute la cuptor. În funcție și de cum vă place vouă, pentru că, de exemplu, eu dacă îl fac foarte, foarte bine făcut, Luca nu-l mănâncă. Dacă e un pic mai suculent, îl mănâncă. Deci eu las așa vreo 6-7 maxim minute ca să-i separă lui mai cremos. Bun, ce să-ți mai dăm? Un recipient să bag la cuptor. Lăsăm să se încingă puțin tigaia, până atunci luăm am două lingurițe de unt. Asta e o dulceață rapidă pe care putem să o consumăm imediat după ce este făcută, da. Dar putem să o și conservăm, stă la frigider. La frigider, da. La frigider maxim 2 săptămâni, mai mult nu. Oricum, la acest preparat trebuie servită caldă. Sau la orice preparat serviți această dulceață, trebuie servită caldă. Dar putem să ținem la frigider 2 săptămâni și să o încălzim când avem nevoie, nu? Bineînțeles. Cosmin a călit ceapa și ardei. Am călit ceapa și ardei. O explozie de culori aici. O să stingem cu vin. Un pic numai. Vezi că ai spus 100 de mililitri. 100 de mililitri. Dacă se oțin eu, dacă. Ascunde seringa, Bun. Lăsăm un pic, mă gândesc ca să iasă vinul, tu? 2 secunde, cât să iasă alcoolul din vin. Și atunci, adicea. Ca să dea aromă, Lucreție, că alcoolul nu este numai ca să te trotilezi, tu, este și pentru aroma. O să adăugăm cele 2 linguri de miere. Aproape o lingură jumate este aici, dar e destul ca să nu fie chiar dulce-dulce. O să facem și sosul la pește. Un sos foarte simplu, doar smântână dulce. Smântâna dulce este smântâna pentru gătit, da? Sare. Deci nu este smântâna dulce pentru frișcă, adică este pentru frișcă, dar nu este cea îndulcită deja vegetală. Aveam răzătoarea și nu știu unde am pus-o. Uite aici. O să radem puțină coajă de lămâie. Este foarte important înainte să spălați lămâile. Și deși eu nu propag foarte neapărat asta, dar în cazul lămâilor, dacă găsiți lămâi bio și din sursă controlată, este foarte important dacă le consumați cu tot cu coajă. Așa, numai puțin să faci. Pentru că coaja de lămâie absorbe foarte, foarte multe de lămâie din substanțele care sunt stropite.
Și atunci e foarte important să alegeți rămâi organice și dintr-o sursă controlată. Bun, deci am pus smântână dulce, am pus coajă de lămâie. Smântână dulce, coajă de lămâie, puțin suc de lămâie și sare. Atâta, lăsăm să fiarbă până scade. Acum ce mai facem la această dulceață? Punem sosul sweet chili. Dacă nu aveți sos sweet chili, putem să punem oțet balsamic sau cremă de oțet balsamic. E foarte important ca ardeii să rămână nu foarte cruz, dar al dente. Al dente. Adică să-i simțim când mușcăm din el. Așa. Este gata. Lăsăm deoparte. O să închidem focul. Acum sosul. Sos ce mai punem? Mai punem sare? Nu mai punem, am pus sare. Sare, piper nu. Arată absolut extraordinar. Spune-ne repede ce avem în farfurie. Repede. Somonul este făcut la tigaie sau la grill, dacă aveți. 5 minute pe o parte, 5 pe cealaltă. Băgăm la cuptor 10 minute, 180 de grade. Avem dulceața de ardei iute. Ardei roșu, verde, galben. Tras puțin în unt împreună cu ceapa tăiată și amărunt. După aceea am adăugat, adică am stâns cu vin ardeii. După aceea am adăugat sosul sweet chili, mierea. Și ne-am lăsat să-și facă un pic treaba împreună, dar ardeii au rămas totuși crocanți. Da, și să nu uităm că somonul l-am infuzat cu coniac.